Am ajuns? Da, acolo în față este decolarea. Acolo în față? Da. De pe sud? Da, decolarea de pe sud. Da, și unde încerci să aterizezi? Voi încerca să aterizez în Poiana astăzi, în Poiana Mică. Dar unde e decolarea? Decolarea este aici. Asta e? Da. Aici. Stai un pic, cum adică? Hai. Vârful ăsta? Da. Atât de abrupt? Da. Anca nu e bine. Un coleg este aici. Ești de aici, sigură? Decolo. Da. Pe deosebire de zborul liber, la concursuri ai un traseu impus. Și de fapt, concursul este viteză pe traseu impus. Da. Ai niște puncte pe care tu trebuie să le atingi în zbor. Aici ține de tehnică foarte mult. Trebuie să fii un pilot mult mai tehnic și mult mai atent față de zborul liber, unde poți să-ți alegi direcția în care mergi. Adică da. Nu-mi convine direcția asta, mă duc dincolo. Deci ai fost campioană națională 3 ani la rând, 2016, 17 și 18, și apoi au început concursurile internaționale și de curând ai câștigat în Slovenia. Da. Cum a fost? În Slovenia a fost un concurs foarte interesant pentru că a fost prima oară când am zburat acolo. Este un avantaj să cunoști zona de zbor, să ai zboruri în zona respectivă cât mai multe. Așa că provocarea pentru mine a fost mai mare, dar zona de zbor m-a impresionat. Și am avut zile în care am zburat foarte bine, dar zile în care am zburat normal. Ultima zi am zburat chiar foarte bine și asta mi-a adus locul întâi.